Da, e o experiență pe care nu mulți oameni de pe pământ o au. Ne întoarcem putem la... să povestim până mâine, da, 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 că da. Sunt un vin așa pe rând. Da, ne întoarcem la basketul de zilele noastre. Da. Unde suntem Radule acum? Suntem... Știu, sportul românesc. Nu, nu, suntem departe. E bine că suntem la Jocurile Olimpice, care probabil că nu se țin la Tokyo, cu 3-3 cu fetele. Da. Ai văzut, știu, Sport Arena Streetball, da? Împreună cu Federația Română de Basket, am reușit să facem, să fim pionieri în 3-3 ăsta. 3-3 ăsta a început inițial sub egida Adidas, se numea Adidas Streetball. Prin anii 90, n-a ținut, n-a mers. Adidas-ul chiar a scos o încălțare foarte frumoasă de jucat outdoor. După care, cred că Reebok a făcut Hoopy Top, mi se pare. Tot un rebranding ca să meargă pe 3-3 și n-a ținut în anii aia. E bine, au luat-o acum Radu Petre de la Sport Arena și cu echipa lui. Am reușit să devenim campioni europeni la 3-3 la băieți. Cred că și la fete suntem vice, campioni europeni. Vorbim de sanctuarul al vostru din Politehnică, de acolo, acolo de jos. A început, acolo a început joaca, arată foarte bine, după care cei de la Sport Arena organizează masterurile, da, în toată lumea. Deci suntem top în 3-3 și suntem cu fetele calificați la Jocurile Olimpice. Oamenii ăștia provin din echipele de basket de aici sau sunt specialiști în 3-3? La băieți nu sunt neapărat cei mai buni jucători de prima ligă. Sunt și din prima ligă, dar sunt și jucători de 3-3. În lume sunt specializația de 3-3. Nu o să vină niciun jucător de 5-5 bun să joace 3-3, pentru că sunt banii mult mai puțini. Dar fetele care au sezonul mult mai scurt, în toată lumea, nu doar la noi, merg la 3-3, sunt jucătoare foarte bune de echipa națională de 5-5. Ai crezut vreodată întreaba asta, că o să mai ajungem cu niște basket la Olimpiadă? Eu mă bucur că am ajuns acum. Sper să menținem treaba. FIBA bagă mulți bani în acest 3-3, pentru că ce se întâmplă? Mulți jucători de basket se pierd. Noi spunem că la 5-5 sunt few chosen ones, trebuie să ai ceva pentru 5-5, iar basketul 3-3 sunt cei care n-au reușit neapărat foarte bine în 5-5, dar poate să fie foarte bun la 3-3. Are o anumită specificitate și regulamentul, sunt lucruri complet diferite de 5-5. Și atunci sunt jucători care se adaptează foarte bine la miuța asta pe care noi o jucam ca antrenament pentru 5-5, dar care a devenit sport de sine stătător. Și am văzut că e și cu foarte mult public, pentru că el se poate organiza... E normal că joci la un panou. Da. Cum ne jucam și noi, puteam să ne jucăm la un panou, ai un inel și te joci, e mult mai simplu. Ți-e dor de știința și de anii aia? Mi-e dor genunchilor mei, nu le dor. Am 3 intervenții pe genunchiul stâng, ligamentul încrucișat reconstruit de Doru Filipescu, să-i dea Dumnezeu sănătate, mi-a dat termen de garanție 10 ani, am mai jucat 12 sezoane. După intervenție. Deci umbli... Umblu, dacă mă duc să joc, m-am mai dus cu filmul studențesc, mă dor genunchii 2 zile după basket, după tenis pe zgură, nu mă dor. Tenis jucăm acum, că e mai light. Așa era pe vremea atunci, cu intrai în sală numai dacă erai profesionist sau dacă aveai niște antrenamente la o echipă serioasă. Da, nu, oricum noi ne jucam, jucam sâmbătă etapa, iar duminică erau în Titanii, în parc, niște meciuri de basket, numai cu jucători de prima ligă, cu Piciu, cu Speedy, cu Gherase Tsakis când veneam în vacanță, cu Țamete, cu Miulescu. Erau numai jucători de divizia, ne jucam duminică, sâmbătă aveam meciuri, ca să vezi ce însemna pasiunea. Unde sunt astea acum? Astea sunt acum în studențesc, vara e plin de copii care se joacă și nu doar copii, dar jucătorii de primă ligă nu mai ies să se joace pe asfalt. E clar, s-au schimbat și s-a schimbat mult, mai cere acum. Și e solicitarea să joacă mult mai tare, mult mai repede, mult mai fizic jocul acum. Nu e clar, mult mai sâmbătă să-i vezi jucând duminică în curtea școlii, să recuperare. Pe beton. Nu, și nu plus că încep să pierd mulți bani dacă se accidentează. Pierd mai mulți bani decât am fi pierdut noi atunci. Corect. Fetele? Fetele au un sezon scurt în toată lumea. Sunt jucătoare de WNBA care vin în Europa să joace Euroliga ca să-și completeze un sezon. Sezonul de WNBA e vreo 3 luni și pe urmă e sezonul în Europa încă câteva luni, vreo 4. Deci ele nu joacă 10 luni. Dar așa e în toată lumea. Da, așa e în toată lumea, nu doar în România. Bun, și fetele noastre? Fetele noastre, campionat, încercăm să le ajutăm cât putem și federația, să le oferim expunere. Am băgat acest sistem Keymotion în toate sările și în Liga Națională de Basket Feminin, LNBF și în LNBM, tocmai pentru a fi văzute, a avea expunere pe canalul de YouTube al federației. Și ăsta e un instrument și pentru a face bani, pentru că spui în sală benere chestii și sponsorul vine, uite bă, te vezi acolo.
Am avut 3.000 de oameni, 30.000 de oameni s-au uitat. În astea 32 de săli, sările astea civilizate? Da. Deci avem unde, nu mai putem să ne mai plângem, că până acum... Avem unde, sper să... O să avem o sală nouă la Oradea, deși și cea veche arată foarte bine, dar o să avem o sală nouă și la Oradea. Eu sper să avem o sală nouă și în București mare, cum e cea a Clujului, în care putem... S-a dovedit că dacă ai infrastructură, zice, doamne, o facem degeaba mare, că nu vine lumea, nu e adevărat. Am organizat la Cluj Eurobasket 2017, a avut cel mai mare succes grupa României, dintre toate grupele, Istanbul, Helsinki, Tel Aviv, am avut o medie de 5.000 de oameni în sală, aveam un meci de 3.000 la prânz, ăla de la ora 15-16, meciul 2 veneau mai mulți și la meciul 3 am avut de 3 ori full house, 9.000 de oameni într-o sală de 10.000. Deci se umple, se umple dacă e eveniment și dacă aduci acolo 11 jucători de NBA. Pentru că a fost Spania, a fost Croația, a fost Muntenegru, a fost Cehia, a fost România, a fost Ungaria. Erau mai mulți bodyguards-i decât staff-ul echipei la Spania. Pe Spania avea bodyguards-i ei și fiecare jucător din NBA gândește că frații Gasol împreună câștigau 40 de milioane. Cât a costat sala de la Cluj? Într-un sezon. Corect, corect. Într-un sezon. Nu, Paul, la mai bătrân, deja îi scade salariul, avea doar vreo 17 milioane. Da, și urca ăsta la ăsta micu. Ăsta micu. Da. Apropo de Cluj și de... Mai avem vreun alt ghiță? O să mai apară vreodată? Băiatul lui Jiga Bobrovski, e la un 2,30 m, e în state, Robert, și un tip foarte inteligent, la fel ca taică, sunt un om deosebit, un băiat foarte deștept. Să vedem, normal, la oamenii ăștia atât de înalți, e vorba de pregătire și de cum îi construiești să reziste la jocul de basket, care, cum spuneam astăzi, e foarte fizic. Și foarte fizic în Europa, dar la fel de fizic și în NBA. Dar Ghiță, scuză, m-a lăsat acolo o impresie, o imagine senzațională. Ghiță este scouter NBA, da, e la Washington Wizards în continuare, în organizație la Washington Wizards. Este, nu pot să mergi cu Ghiță pe stradă nicăieri în Europa. În state nu mai vorbesc. N-are cum să meargă, deci semnează autografe în continuu. Și n-a mai putut aduce pe cineva acolo, bine, care să și merite, nu să aducă... E greu. Avem un program care se numește Junior NBA. Da. S-a desfășurat la Cluj, cu toate școlile. A ieșit spectacol. Deci, și am văzut acolo mulți copii talentați, dar care aveau 9, 10, 12 ani. Așteptăm să iasă cineva. Și tu spui că mulți dintre ei se pierd pe drum. În NBA ajung numai cei excepționali. Deci nu, dacă ești foarte bun, nu ajungi în NBA. Ajungi prin partea asta. Nu ajungi, trebuie să fii excepțional ca să ajungi în... E adevărat că dacă ajungi, e un motor care trage după sine tot basketul din țara respectivă. Uite ce s-a întâmplat în China cu Yao Ming. De chinezii au nebunit după basket. Clar. Au nebunit. Mă uit acum la meciurile lor. Din China. Din China? Da. Au adus jucători mulți din partea. El altă se îmbracă și ei, antrenorii, ai văzut cum sunt cu șepcuță pe cap, la costum, exact. Așa, adică e cu totul alt nivel. Au exact pauzele la publicitare, au jucat și ei foarte din ce tare. În ce mai mult. Au dat-o și ei pe 12 minute la sfertul și așa mai departe. Adică... Îi creează o emulație fantastică. E un motor. Greu de crezut că într-o țară precum China se poate întâmpla așa ceva, dar... Dar deschis... cu handbalul nu știu. Da. Da. Ce sport ați practicat?